bine ați venit în Liechtenstein. Mă numesc Mombutu Sezeseco Cucumbengu Azambanga și sunt președintele Fundației Văduva Veselă. Bine ați venit la școala de muzică din Beica de Jos. Domnul profesor nu era ca restul profesorilor. Era foarte înțelegător, glumeț cu copii, foarte, foarte frumos. El este foarte calm și asta contează foarte mult, să fii calm, să nu fii rău, să strigi la copil. Pentru că el se va speria și nu va mai veni la ore. Păi eu pe viitor aș vrea să mă duc în armată, ca dirijor. Nu poate să facă față alt profesor, nu se poate compara cu nivelul lui. Deci el poate să învețe un copil de 5 ani și pe un adult de 25 de ani. Merge, face gara. 2, 3, 5. Vreau să mă fac muzician. Muzican. Îmi place să cânt la vioară și să nu uit așa împrejur în timp ce cânt. M-am apropiat foarte mult de domn profesor. Simt că face parte din familie. Este foarte prietenos, tot timpul glumește cu noi. Râdem, glumim, cântăm. M-a simțit foarte bine că se ocupă de toți și încearcă să ne țină pe toți în picioare. Păi când a început să fredoneze primele melodii și asta, și noi ca bunici ne-am bucurat. E foarte frumos că vin din toate părțile. No, că și noi ne auzim un alta mai, un cântec. No, noi suntem și imaginat. Ca șofer, dar totuși mai auzim și noi, mai discutăm care știe limba română mai. Unic, special, măreț, multe calități ai putea să le ai atunci când cânti. Pur și simplu devii altcineva, intri într-o altă dimensiune, te facem astronaut. Când venim aici.